Te salut și bine ai revenit la Vox Valahorum. Numele meu este Florin Gherheș, sunt profesor de limba și literatura română, iar în cadrul acestui clip vreau să vorbesc despre proiectele pe care le-am pregătit pentru anul școlar 2024-2025. Înainte de a merge mai departe, nu uita să te abonezi la canalul nostru dacă vrei să rămâi la curent cu tot ceea ce postăm aici. De asemenea, apasă clopoțelul dacă vrei să primești notificări în timp real, deoarece pe acest canal vom posta constant materiale și, desigur, mai târziu vom organiza sesiuni live cu elevii, totul, bineînțeles, gratuit. Așa că abonează-te și rămâi aproape pentru a beneficia de toate aceste lucruri. Pentru început, acest video se dedică, desigur, elevilor de clasa 8-a, celor care vor susține anul acesta școlar proba de evaluare națională. Întrucât proiectul nostru se axează pe limba și literatura română, noi vă putem pregăti la această disciplină. Avem programe de pregătire pentru evaluarea națională, sigur, care constau în diferite aspecte. Și vreau să vorbesc un pic despre aceste programe în cadrul acestui material. Pe de o parte, desfășurăm un curs pentru evaluarea națională. Suntem deja la cea de-a treia ediție. Asta înseamnă al treilea an consecutiv în care facem acest lucru și, desigur, am avut până acum un feedback extraordinar din partea elevilor și din partea părinților totodată. Vă las câteva imagini pe ecran ca să vă convingeți singuri. În ce constă acest curs? Desigur, avem întâlniri săptămânale în zilele de sâmbătă de la ora 11, unde parcurgem împreună materia pentru evaluarea națională. Asta înseamnă că ne vom dedica 2 ore pentru o anumită tematică, de exemplu, fonetică, vocabular, morfologie, sintaxa propoziției, sintaxa frazei, textul literar. Printre aceste ședințe vom introduce și simulări online, așa cum am făcut și anii trecuți, pentru a vă putea testa nivelul. Pe lângă asta, îți oferim acces la o platformă unde ai peste 150 de capitole de conținut. Asta înseamnă lecții teoretice, sigur cu explicații, teste grilă, lecții video preînregistrate unde tratăm materia pentru examen și, bineînțeles, foarte multe teste de antrenament și teste grilă ca să te ajutăm să îți verifici singur nivelul la care te afli. Un alt aspect important legat de acest curs, desigur, lecțiile se înregistrează, așa că poți să le urmărești dacă nu poți ajunge la o anumită lecție sau dacă vrei să revezi ce s-a discutat, sigur, ai posibilitatea aceasta. Aceste materiale se încarcă pe platformă unde, pe baza userului și a parolei, poți să revezi ori de câte ori crezi că e necesar materialul respectiv. Noi încărcăm constant materiale noi pe această platformă în așa fel încât să te ținem la curent cu tot ceea ce avem de oferit. În ceea ce privește examenul de evaluare națională, mai avem și un alt produs care îți poate fi de folos. Este vorba despre un pachet teoretic pentru evaluarea națională, unde ai acces la materiale. Asta ce înseamnă? Pe baza unui user și a unei parole, îți oferim acces la o platformă unde îți punem la dispoziție toată teoria de care ai nevoie, foarte multe teste grilă, teste de antrenament, fișe printabile și exerciții dedicate alcătuite după modelul evaluării naționale. Spre deosebire de curs, aici nu vom avea întâlniri live, atenție, dar de asemenea nu se va plăti un abonament, achiziți o singură dată și ai acces la acest pachet până la finalul anului școlar, până în iulie 2025 îți vom oferi acces. Așadar, pentru curs, bineînțeles, va fi un abonament lunar, iar pentru acest pachet e necesar să plătești o singură dată și vei avea acces la toate materialele de care ai nevoie, însă nu vei participa la întâlnirile online și nu vei avea acces nici la înregistrările lor. Așadar, sunt programe diferite, tu știi mai bine ce ți se potrivește și de care dintre ele vrei să beneficiezi. Eu o să las link-uri în descriere pentru ambele produse, poți să le consulți, să vezi despre ce e vorba, să vezi care dintre ele ți se potrivește mai bine sau de ce nu, poate consideri că ai nevoie de amândouă și te aștept să ne pregătim împreună.
având în vedere rezultatele din anii trecuți, sunt foarte încrezător în ceea ce privește examenul de evaluare națională. Așa că te aștept pe Vox Valahorul.